Salutare tuturor și bine am regăsit la o nouă serie pe acest canal. M-am decis să fac și clipuri cu Terraria, pentru că probabil sunt și oameni cărora le place Terraria printre voi. Sau dacă nu, puteți să vedeți cum este jocul la mine și o să vă arăt eu cum e jocul. Credeți-mă că e mult mai interesant și mai complex decât credeți. O să vă placă super mult. Sunt mulți boși de bătut, sunt mulți mobi de bătut, sunt multe chestii de craftat, multe case de construit. O să vedeți, o să fie mega, mega marfă. De aceea vreau să apăsați cu toți butonul de like dacă mai vreți să apară episoade de Terraria în continuare. Această serie nu va fi filmată alături de el, va fi filmată doar de mine, which is fine, dar vreau să vă spun că va trebui să o luăm de la zero. Eu am aici două caractere care sunt deja destul de binișor făcute, asta și asta, dar vreau să facem unul total nou. O să-i dăm random, așa, vreau să mă asigur, deci mail, dar mail nu înseamnă băiat. Dă-mi un caracter frumos ca să joc și cu el. Uite, cred că jucăm cu ăsta verde în cap, ok? Bun, o să-i dăm. Frumos, create ca băieții, da? O să-l numim ce nume să-i dăm? O să-i dăm o să-i dăm Tim. Creier, Tim, genial. Bun, avem aici mai multe, multe lume. Mai multe, multe lume, genial. Ce-i cu mine? Avem aici mai multe lumi, dar va trebui să creăm una nouă, cum am și spus. Micuț. Avem Killaware și asta e Large World-ul, asta e puna pe expert pe care trebuie să o șterg. Alvi's Little World, dar nu. Nu, trebuie să creăm una nouă total. Vreau doar să mă asigur cum e cu astea. Deci choose world size. Hai să facem o lume. Bă, dacă e small e mai simplu de jucat. Dar pe medium large ai mai multe chestii. Nu știu ce să zic. Hai să facem pe small, n-are sens să facem prea mare. O să dăm pe normal, pentru că credeți-mă că dacă joci pe expert este extrem de greu. Am jucat și pe expert și no, thank you. Nu vreau Crimson, vreau să jucăm Corruption, pentru că îmi place mai mult. Și o să dăm aici numele, o să dăm numele seriei. O să scriem YouTube, ca să știu că asta este pentru YouTube, să nu intru pe aia din greșeală și să fac alte progrese de unul singur. Oricum, Terraria este genul de joc în care eu va trebui să joc și off-camera, pentru că sunt multe chestii grele de făcut, de construit, bla bla, pe care nu vreți să mă vedeți cum le fac pe cameră, pentru că ar fi destul de plictisitor, credeți-mă. Deci, am creat lumea YouTube, o să intrăm în ea, dublu click și bine v-am găsit la minunata noastră serie de Terraria. Am și realizat acum că pentru Terraria va trebui să-mi dau webcam-ul jos, gen. Nu pot să-l țin acolo sus. Nu e nicio problemă. Stai să văd unde este aici, așa. Eu zic că e perfect acolo. Da, bun. Ca să puteți și voi să-mi vedeți inventarul, pentru că altfel n-ați putea să faceți, n-ați putea să vedeți nimica. Bun. O să-i dăm așa frumos, o să activăm, de fapt nu o să activăm încă controlul, o să minăm random. Chestia asta de pe jos, ce este? Că nu-mi dau seama. E lead. Ok, deci cu lead-ul ne putem face deja niște armuri, niște nebunii. Avem aici ghidul care ne va apăra de slime-uri, pentru că eu nu vreau să mă bag cu ele momentan. Dar ce vreau să vă spun este că s-ar putea să fie o serie lungă. Dacă vă place, vom continua, cum am și zis. Pentru că credeți-mă că sunt multe, multe chestii marfă de făcut. Și chiar așa pe cea, dacă sunt unii dintre voi care știu să joace Terraria, să-mi scrie în comentarii ce ar trebui să fac. Pentru că sunt mulți, mulți, mulți boși de bătut. Iar eu nu sunt expert la joc, dar pot să vă spun că am ajuns în hard mode și am bătut câțiva boși și pe acolo. Deci mă descurc destul de bine. Dar încă avem multe de învățat împreună. Hai să vedem. O să începem prin a mina tot lead-ul ăsta, pentru că trebuie să ne facem, de fapt nu, o să trească și piatră. Dacă n-am cobblestone, nu, o să trească să iau cobblestone. Deci hai să săpăm în jos. Cu toate că vreau, aici vreau să-mi fac casa. O să vedeți voi de ce, pentru că aici e spawn momentan și n-am timp și nici chef să fac rost de un pat sau ceva. Deci o să facem pur și simplu rost de niște cobblestone, care este chiar aici, drăguțul, e doar unul. Da, e doar unul. Cobblestone, mă rog, stone, că nu suntem pe Minecraft. Ok, o să săpăm aici, frumos. Așa. Ce mă interesează foarte, foarte mult este să găsesc un Magic Mirror. Pentru cei care nu știți ce înseamnă Magic Mirror, este practic o oglindă, de aici și numele, pe care dacă apăs, mă teleportează direct acasă. Ceea ce este incredibil de tare. Bun. Opa. Trebuie să bat asta. Opa. Trebuie să batem și slime-urile, pentru că ne vor da gel. Și gelul este necesar pentru a face. Așa.
pentru a face torțe. Fără gel nu avem torțe. Deci trebuie să batem și slime-uri. Nu știu cât lemn am. Am 85 lemn. Bun. Și o să începem cu crafting-ul, care e total diferit de Minecraft. Workbench, așa se construiește, îl pui jos, apoi apeși pe Escape ca să deschizi acest tab și va trebui să ne uităm aici prin listuță să vedem ce vrem să construim. Momentan, eu vreau să fac frumos un furnal, dar nu știu de ce nu mă lasă. Unde e furnalul? Cam cobblestone. Sau oare îmi trebuie mai mult sau... Sau care-i duma? Ia. Crafting. Dacă nu știm ceva, mergem aici la crafting, punem stone block frumos ca băieții și ne uităm ce putem să facem cu acest stone block. Destul de multe chestii. O să fac asta ca să mă asigur că e furnalul pe aici. Deci nu cu stone fac furnal. Ah, bă, da, uite-l. Furnace. Ne trebuie... și 3 torțe. Oricum ne trebuie 20 piatră și eu nu am. Dar îmi trebuie și 3 torțe, ceea ce nu e o problemă pentru că am băt destul de mult slime de ăștia. Deci o să trească să mergem din nou la farmat. Ne mai trebuie niște cable. Hai să facem niște torțe. O să fac câte pot. Bun. O să punem una aici ca să avem și noi puțin de viziune, să nu spargem ca nebunii pe întuneric, pentru că e bine să spargi pe lumină, pe zi, pe vedere. Bun, și cred că avem, da, avem tot cobblestone-ul de care avem nevoie. Putem să urcăm înapoi sus cu clay blocul nostru. Facem așa frumos, am urcat. Ne facem un minunat... Unde-i, mă? Uite-l, ultimul. Bum, avem furnal. Punem furnalul, pentru că e foarte important. Și în scurt timp o să ne apucăm și de casă, promit. Dar vreau doar să fac rost de lucrurile de care am nevoie. Pentru că acum, că am făcut furnalul, eu pot, boșilor, să prăjesc ăsta. Pot să prăjesc lidul, știi? Uite, voi prăji lidul. Voi face 7 bucăți, că n-avem suficient. Dar sper să ne ajungă măcar de un pickaxe. Dar nu cred că o să ne ajungă. Hai să vedem. Na, nu ne ajunge nimica. Pot să fac lid anvil. Stai mă, că ne trebuie și anvilul, de fapt. Da, sunt bău. Deci trebuie să facem și un anvil. Pentru că fără anvil, de fapt, nu pot să fac toate armurile și armele de care avem noi nevoie. Deci nu e deloc ușor, dar va trebui să începem și construcția casei. Hai să facem o căsuță mică la început, în care să stăm noi, pentru că ne trebuie și o căsuță pentru noi, nu? După, dacă ei, vă arăt eu cum se fac niște case speciale pentru NPC, ca să nu trească să cheltuim foarte multe resurse. Pentru că nu e deloc greu, dar trebuie doar să știi cum se face, iar eu știu, pentru că m-am uitat la niște tutoriale. Așa, o să punem frumos ușă ca să nu intre zomba lui. Ai vrut să tragi în mine, ghidule? Ok, spargem astea până casă pe aici când ne interesează, nu știu ce e aia, jur. Era furnalul, dar de ce era arăta așa dubios? Are el o chestie acolo. Ok. Și o să facem, aș vrea stone wall, dar mai trebuie să mergem să farmăm pentru treaba asta. Bun. Așa, dar uite, stai. Acum analiza, mai este niște lead aici pe care aș vrea să-l luăm. Dar trebuie să bat slime-ii ăștia că sunt mulți și mă enervează. Să știți că ai și idee, sunt extraordinar de multe iteme în terarie. Adică ceea ce vedeți că am eu acum o săbiuță, nu sunt doar câteva săbii. Plus că trebuie să facem hard mod, trebuie să mergem să batem trebuie să mergem aici jos de tot, în josul hărții, să batem boss-ul ca să intrăm în hard mod, să ne dea ururi noi, să ne facem armuri și arme noi, bla bla. Oh, doamne, e foarte, foarte complicat jocul. Deci, ca și idee, o să dureze. Nu vă așteptați să-l facem să-l terminăm în două episoade. Dacă ne apucăm de un terarius corect, mai ales la cum joc eu, că nu sunt de expert, dar mă pot mișca destul de repede oricum. O să dureze ceva. Bun, iau piatra pentru că vreau să fac walls pentru casă din piatră. Mi se pare că arată mult mai bine. Hai să vedem, dar nu mai e, trebuie să mai stau în jos, cred. Ceea ce e fain, dar... uite, am dat piatră, e ok. Da, dă-mi-o pe toată. Cât am? Aș vrea să mi-o pot verifica. E diferit de Minecraft și mă enervează treaba asta, că pe Minecraft să apeși pe E ca să-ți deschizi inventarul, aici pe Escape. Și e total diferit. Ok, cred că avem 58 piatră, da, sigur avem 58 piatră, că văd acolo, dar cred că e de ajuns. Aia aveam să zic. Cred că este de ajuns momentan. O să închid această...
Așa. Bun, hai să vedem. Deci pentru un pentru niște ziduri de piatră. Asta îl fac cu any iron bar și wood. Ah, deci pot să fac minecart track super easy. Unde-i, mă? Ah, deci ne trebuie doar una pentru, voi face multă. Așa, bun. O să închid asta momentan frumos. Ah, trebuie să pun și astea, am și uitat total. Așa. O să vă explic eu de ce am pus torțele în casă, în afară de să văd că mai există un alt motiv super, super important pe care o să vi-l explic imediat. Pentru că noi trebuie să construim această casă, cum să vă zic eu, trebuie să fie în conformitate cu cerințele jocului pentru a fi o casă locuibilă. Și la ce mă refer când zic o casă locuibilă? Ei bine, există în jocul ăsta foarte multe NPC-uri. Cum îl vedeți voi pe tipul ăsta aici, sunt multe, multe alte NPC-uri. Pe care nu putem să le aducem acasă decât dacă avem mai multe case în conformitate cu ceea ce cere jocul. Iar NPC-ul meu moare, iar ăsta e singurul pe care l-am și e ghidul, de care o să avem nevoie mai încolo pentru a bate boss-ul și multe altele. Dar, acum dați-mi voie să întreb ceva. Casa asta arată destul de bine, nu? Par o casă locuibilă, am tot ce-mi trebuie în ea, dar dacă o să intru aici și o să merg la housing, ok? O să avem aici housing query, ceea ce înseamnă că pot să văd dacă casa aceasta este bună. Hai să vedem. Apăsăm și scrie this house is missing a chair. Voi nu vedeți treaba asta, dar casei mele îi lipsește un scaun. Noi de aici știind treaba asta putem să construim un scaun. Ceea ce părea destul de logic. Bun. O să punem scaunul. Să-l punem încoace. Așa. Iar acum dacă mă duc din nou să mă uit la casă, o să-mi spună că this house is suitable, ceea ce înseamnă că această casă va fi poate fi locuibilă. Ghiciți de cine? De dânsul. Adică dânsul, Beret, ghidul nostru, va putea locui în această casă. Super, super marfă, casa este gata. A trebuit doar să pun pe jos, ca să nu mai crească astea, va trebui să pun lemn. Nu cred că e o problemă. Mă ocup de asta acum. Uite, așa. Aia, va trebui să le iau pe toate. Ok. Oh my god, dispari. Așa. Bun. Deci așa se face o casă în Terraria. Iar noi știind treaba asta putem să facem multe, multe alte modele de case superbe și cu idei marfă pentru a ține aceste NPC-uri, pentru a chema toate NPC-urile, dar fără să trească să construim monstruozități de case pentru ele. Pentru că ele au nevoie doar de un mic spațiu, o torță, ziduri, o ușă, o masă și un scaun. Atât. Asta este tot de ceea ce ai nevoie pentru a-ți atrage un NPC la tine în casă. Iar noi o să facem treaba asta de foarte, foarte multe ori, pentru că există extraordinar de multe NPC-uri pe care le puteți găsi și pe wiki, pentru că există un wiki al acestui joc. Așa, și cred că asta este din nou suitable, dacă nu mă înșel. Boom, this house is suitable. O să stea acest minunat domn în această casă. Casa este construită și cam atâta cred că este cu episodul de astăzi. E un episod așa de introducere, să văd dacă vă place jocul. Sper să vă placă, pentru că putem face foarte multe chestii interesante și o să descoperim foarte multe lucruri noi, dar n-am cum într-un episod atât de scurt, știi? Și acum v-am făcut așa un episod de introducere ca să vedeți despre ce e vorba cu jocul. Și nu vă gândiți că ne batem doar cu slime-uri, o să ne batem cu niște boși gigantici care arată mega marfă. Dați un search Terraria pe YouTube și o să vedeți despre ce este vorba. Eu am fost Alex Fațelor, iar noi ne vom revedea în clipul viitor. Pa, pa!